Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă 27 februarie. Și am ajuns la faza de lună plină în Fecioară, sâmbătă 27 februarie, la ora 10 dimineața, o să aibă loc faza de lună plină în Fecioară. De obicei, luna plină vine cu o împlinire, cu un cadou, cu finalizarea unui ciclu și obținerea unei răsplate. Dacă nu știți exact cum o să se manifeste acest lucru pentru voi, puteți încă să vedeți etalările și videourile pentru luna februarie, care le-am făcut pe fiecare zodie în parte, acolo în partea de horoscop. Dacă vă uitați în descrierea videoului pentru zodia voastră, o să găsiți momentul exact de timp la care începe horoscopul și acolo puteți să vedeți exact ce v-am spus că ar putea să vă aducă benefic, frumos, această lună plină din Fecioară. Dacă nu știți unde sunt videourile acelea, le găsiți acum la link-ul aici din colțul din dreapta sus. Și pentru cei care vreți să vedeți ce vă așteaptă în luna martie, tot așa pe aceeași structură, cu partea de analiză astrologică, horoscop detaliat pentru zona, pentru zodia voastră și mesaje suplimentare de la astrozaruri, cărți de tarot și cardurile oracol. Găsiți acum tot aici în colțul din dreapta sus link către playlist-ul pentru luna martie. Bun, și acum hai să vedem, pentru această lună plină în Fecioară, ce o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Pe partea de dragoste avem Inocentul, cartea care în tarotul clasic ar fi nebunul, un nou început. Un nou început în dragoste, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunteți în relații. Pentru cei singuri, dacă începeți astăzi o relație cu cineva, e sub o energie foarte pozitivă, foarte frumoasă. Dacă n-ați început încă o relație cu cineva, e posibil să cunoașteți pe cineva sau să faceți primii pași pentru a cunoaște oameni noi, pentru a atrage oameni noi în viața voastră. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, această carte poate să aducă o nouă etapă în viața voastră. Poate vă mutați împreună, poate vă logodiți, vă căsătoriți, vă cumpărați o casă, faceți un copil, indiferent de situația voastră de viață, care e următorul pas logic, următoarea etapă în relația voastră, astăzi puteți să începeți demersurile către a evolua, către a trece la următoarea etapă. Nebunul ne aduce aminte și că relațiile stabile sunt construite cu participarea ambilor parteneri. Și pentru toată lumea aici vreau să vă aduc aminte că într-o relație nu puteți să vă așteptați doar să primiți de la celălalt. Trebuie și voi să dați. Și la fel, pentru cei care sunteți tentați doar să dați, să dați, să dați, să sacrificați de la voi, amintiți-vă că nici asta nu e ok. Trebuie să existe un echilibru între cei doi parteneri. Pentru că altfel globul acesta de potențial nemărginit o să se răstoarne, o să cadă și o să se spargă și o să se aleagă praf și pulbere de tot potențialul relației voastre. Prin urmare, fiți vigilenți, încorporați în noua voastră relație lecțiile din trecut, dar în același timp eliberați-vă de traumele, de durerea, de dezamăgirile din trecut. Nu le cărați după voi ca pe niște bagaje karmice, lăsați-le acolo unde le este locul și luați după voi doar lecțiile din trecut. E o energie foarte frumoasă pe partea de dragoste pentru toată lumea. Și pentru cei singuri și pentru cei care sunt deja într-un cuplu. Dar țineți minte că pentru a beneficia de această energie trebuie să aveți curaj. Nebunul trebuie să aibă curaj ca să pășească în gol. Să facă primul pas în întuneric. Să pornească la drum. O să fie un drum lung, plin de suișuri și coborâșuri, dar o să fie mai bine decât dacă stați pe loc, dacă rămâneți încremeniți în situația actuală. Hai să mergem mai departe. Pe partea de sănătate avem Visătorul de Bâte, cartea care în acest set de tarot este echivalentul Pajului de Bâte din tarotul clasic. Aceasta este o carte foarte optimistă, cu foarte multă energie și cu foarte multă forță de muncă. Pentru cei care o să începeți un tratament nou, o terapie nouă, o să fie un lucru foarte plăcut și foarte benefic pentru voi și e important să plecați la drum cu o stare de spirit pozitivă, cu o mentalitate pozitivă, pentru că și rezultatele nu o să întârzie să apară.
pentru toată lumea. Această carte poate să vină cu o stare de neliniște, de agitare. Ar fi bine să faceți puțin sport, încercați să faceți sport în aer liber dacă puteți, drumeții, alergat, orice puteți să faceți, ca să consumați puțin din această energie nervoasă. Și nu în ultimul rând, această carte vine cu un mesaj referitor la ciclurile naturale, cu mesajul că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor și nu e bine să ne luptăm împotriva naturii, împotriva firii. Translatat pe partea voastră de sănătate, aș traduce acest mesaj în felul următor. Încercați tot timpul să consumați alimente care sunt cât de cât în sezon. Dacă la final de februarie găsiți la magazin căpșuni, cât de naturale pot să fie aceste căpșuni? Cât de benefice pentru organismul vostru poate să fie aceste alimente care cresc împotriva firii, împotriva naturii în luna februarie? E clar că acolo a intervenit mâna omului și problema nu e că a intervenit mâna omului, că la urma urmei cu toții ne bucurăm în viața noastră de zi cu zi de toate avansurile tehnologice pe care le-a înregistrat omenirea. Dar pe partea asta, mai ales de mâncare, de nutriție, nu știi niciodată căpșunile alea câte substanțe chimice au fost puse în ele ca să fie așa mari și roșii și aspectoase. Dar în momentul în care le guști, îți dai seama că e doar o coajă exterioară, pentru că de fapt în interior, în substanță, lipsește aroma, lipsește viața pe care doar soarele și natura poate să le dea. Prin urmare, sfatul pe partea asta de nutriție este să reveniți puțin la alimentele naturale și la sezonul în care e normal să te aștepți să vezi acele alimente în jurul tău, să le ai puse la dispoziție de natură. Pentru că atunci când consumăm foarte multe alimente din acestea crescute artificial, toate acele substanțe chimice care au fost puse în ele pentru a le crește, bineînțeles că se transferă și în noi. Și problema nu e că se transferă neapărat în noi, ci că aceste substanțe, pe urmă, odată ce au ajuns în organismul tău, te fac mai susceptibil la alergii, la diferite boli, la mai multe răceli, îți cad imunitatea și toate astea în timp se adună. Prin urmare aici, mai multă cumpătare, aveți grijă la ce consumați și gândiți-vă tot timpul dacă alimentul respectiv e normal să-l găsiți în perioada aceea anului sau nu. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem asul de bâte, un nou început plin de pasiune și plin de entuziasm. Aici vi se schimbă norocul, la propriu se schimbă norocul, în sfârșit puteți să vedeți luminița de la capătul tunelului și aveți motiv de sărbătoare, motiv de bucurie. Pentru cei care căutați un loc de muncă, puteți să primiți oferta pe care o așteptați de multă vreme. Pentru cei care ați avut niște probleme financiare în ultima perioadă, o să găsiți o nouă sursă de venit sau o să primiți o mărire de salar sau o să găsiți cumva soluția pentru problema voastră. Pentru antreprenori apar aici posibil noi clienți, noi oportunități de colaborare. Pentru toată lumea este o etapă foarte pozitivă, o energie foarte frumoasă aici pe partea financiară, în afaceri și în cariera voastră. O să fie foarte bine aspectate toate domeniile creative, toți artiștii, artiști plastici, graficieni, designeri, arhitecți, cântăreți, compozitori, scriitori, actori, toată lumea, toți cei care operează în domenii creative, dar și cei care lucrează în domenii legate de menținerea ordinii publice și a siguranței, la instituții de pază, în poliția armată, toate aceste domenii o să fie foarte bine aspectate astăzi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem, mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Creez convingeri noi și minunate pentru mine însă. Viața e foarte simplă. Îmi creez experiențele după tiparele mele de gândire și simțire. Ceea ce cred despre mine însumi și despre viață devine real pentru mine. Un mesaj foarte frumos care sumarizează tot ce am încercat eu să vă spun în ultimele luni de zile. Țineți minte această mantră astăzi și în săptămânile următoare pentru că o să vă ajute. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!